atac cu cuțitul în Statele Unite. 4 persoane au fost ucise, iar cel puțin 5 sunt grav rănite după ce au fost înjunghiate de un tânăr în mai multe locații dintr-un oraș american. Atacul cu cuțitul s-a petrecut în orașul Rockford din statul american Illinois. 3 persoane au murit pe loc, iar una dintre ele a decedat la spital. Acestea au fost identificate ca fiind o minoră de 15 ani, o femeie de 63 de ani, un tânăr de 22 de ani și un bărbat de 49 de ani. Dintre persoanele grav rănite, una dintre ele se află în stare critică, iar o tânără care a reușit să fugă a fost înjunghiată în față și în mâini. Totuși, nu toate victimele au fost înjunghiate și nimeni nu a fost împușcat. Suspectul este un tânăr în vârstă de 22 de ani. Șefa poliției din Rockford, Carla Redd, a declarat că inițial a fost solicitat un apel medical, care mai apoi a fost urmat de mai multe apeluri suplimentare pentru poliție și paramedici. Totodată, poliția a afirmat că pentru moment nu au găsit motivul pentru care individul a comis o astfel de crimă. Un șerif din comitatul Winnebago, Gary Caruana, a anunțat că a fost alertat după ce individul a reușit să pătrundă în casă, după care polițiștii au mers la fața locului și l-au arestat pe suspectul crimei. Acesta a fost plasat în arest preventiv și audiat, iar în cadrul anchetei participă și FBI. În Rockford trăiesc aproximativ 150.000 de oameni și este situat la 145 de kilometri de Chicago. Acest atac violent a venit la câteva zile după ce un adolescent angajat al unei companii din oraș a fost înjunghiat și ucis în interiorul magazinului.